După un an de activitatea guvernului Gavrilița, oamenii susțin că au început să vadă schimbări. Totuși, unii rămân nemulțumiți și spun că este încă mult de lucru pentru ca oamenii să simtă bunăstarea la ei în buzunare și în case. Cetățenii vor salarii și pensii mai mari, iar cea mai importantă preocupare a lor este iarna care vine. Majoritatea ne-a spus că nu-și pierde speranța și că așteaptă măsuri mai hotărâte din partea guvernanților în sensul creșterii veniturilor populației. O apreciez pozitiv, de lucru mai este. În orice caz, cetățenii mai au nevoie de ceva schimbări, ceva reforme. Nimic nu face bun pentru poporul ăsta și de atâta trebuie o leacă să dea demisia ei, dar n-a să ducă până n-a să-i cucărească lumea. Încearcă să fac, mai au carențe, mai au, dar sperăm că o să fie bine. Noi sperăm în asta, noi avem speranță că o să fie mai bine. Nu vedem nimic frumos, nimic concret, nimic bun, hai să spunem cum a promis, vremuri bune, schimbări. Eu cred că în situația extrem de complicată astăzi, guvernarea Gavriliță se descurcă destul de bine. Eu cred că vor face totul ca oamenii, bineînțeles că nu ar fi toți oamenii satisfăcuți, dar eu cred în această guvernare și cred că vor face totul ca oamenii să treacă cu bine de iarna complicată care ne așteaptă. Mulți consideră însă că, în pofida crizelor, guvernanții ar trebui să recitească promisiunile pe care le-au făcut în campanie electorală și să-și dinamizeze activitatea. Pentru orașul nostru, pentru că țara noastră, și puțin ca să mai dezvolte, este foarte mult de lucru, însă el, da, parcă se discută. Nu se vede nimica. Oamenii tot în pleacă, lefele sunt mici, situația sunt îngroștiți. Ei au venit la guvernare ca să-și facă treburile lor. Așa că, ca și toți ceilalți care au fost. Astăzi guvernarea Gavrilița împlinește un an de activitate. Cum ați apreciat? Mai da. E de lucru sau? Să mă ferească Dumnezeu de Gavriliță. Așteptăm mai mari succes pentru noi și pentru dumnealora. Dar până când merge totul bine și suntem foarte mulțumiți. Oamenii sunt convinși că direcția de dezvoltare este cea corectă, dar că e nevoie de timp și multă muncă. Я считаю, что есть такие тяжелые времена, что сложно кого-то обсудить, кому-то что-то предложить. Вот. Надеюсь, людей умных много, и они нам помогут, направят. Cert este un lucru că s-au făcut schimbări, eu sunt pentru ce s-au făcut, dar cu siguranță trebuie și multe îmbunătățiri. Nu, mai au de lucru, dar guvernul acesta face ceva, se vede, de precedent. Eu cred că pensiile sunt foarte mici la cetățenii Republicii Moldova. Nu e satisfăcută lumea deloc. Dar eu nu știu dacă vor reuși să pui țara la punct, să pui țara la cale, că sunt multe probleme. Nu merge bine. Țara nu merge bine. Tineretul pleacă din țară. Din ce cauză? Că sunt probleme cu salariile, cu pensia. Fac lucruri bune. Poate și acolo mai sunt și niște probleme care ele nu se pot de reușit, dar trebuie să înțelegem că ei trec prin niște probleme care sunt mari, care au apărut în ziua de azi, adică și crizele astea. Guvernarea Gavriliță are un an de activitate. Cum apreciați acțiunile? Dar el cine e pentru Moldova? El nici nu cunosc. Guvernul Gavrilița a fost investit pe 6 august 2021 cu votul a 61 de deputați PAS în cadrul unei ședințe extraordinare a Parlamentului. Ca priorități, guvernul și-a stabilit atunci gestionarea pandemiei, reformarea justiției și creșterea veniturilor populației.